în general, cu problematica legată de centrele calcul, se încearcă rezolvarea unor amenințări mai precise sau mai puțin precise, care uneori fac prima pagină, fără a fi însă de fiecare dată datorate în mod strict tehnologiei sau incapacității de a gestiona o infrastructură. De multe ori, problemele astea sunt cauzate de organizare, de erori umane sau de lipsuri în monitorizarea și controlul structurilor de cap. N-aș vrea să le luați o dată ca niște cauze a priori valabile oricărei situații. Statistica, în general, e bună să ne ajute să ne susținem o teorie, iar părerea mea sinceră este că teoriile nu ajută foarte mult atunci când ne aflăm în fața unei probleme apărute. Atunci trebuie să abordăm problema pragmatic și să o rezolvăm. Teoria ne poate susține doar în fazele de pregătire, de organizare, de planificare, pentru că ne dă o informație pe care nu o avem într-o experiență directă personală.